Stânga, dreapta, să miroasă. Ce ai mă, Jinxie? Începe ăsta să tragă de lesă ca disperatul. Hai să vedem ce ai găsit, o cățea în călduri. Nu merge mai mult de 50 de metri, dacă și atâta. Și-l văd pe ăsta, găsise ce mirosea. Era târziu și nu se vedea prea bine, dar când mă uit, păreau bani. Mai exact, vreo 200 de euro. Salut! Băi, eu mi-am dat seama că toată chiar sunt prost. Tot zic Jinx în sus, Jinx în jos. Dacă l-ați văzut până acum în timpul episodului și dacă da, unde? Fără să vă spun și povestea lui. Adică pe bune, mascota canalului și abia la episodul 8 să vorbesc despre el? Hai să remediem situația cumva. Să începem cu începutul. El nu este câinele meu. Da, știu, sună ciudat, dar în acte, el este câinele lui Dea. Cine este Dea? Prietena și torționarul meu de aproape 8 ani de zile, plus sau minus. Niciunul din noi nu își aduce aminte cu exactitate ziua în care am devenit oficial. Iar dacă află vreodată de canalul ăsta și aude că am zis prietenă în loc de logodnică sau iubită, o să mă spintece. Cu torționar nu ar avea neapărat o problemă. Și da, nimeni din cei apropiați nu știu de canalul ăsta. Este my thing. Nu vreau să împar momentan asta cu nimeni, pot spune că este hobby-ul meu și poate la un moment dat le voi spune. Dar până atunci, așa vreau să rămână. În fin, nu vreau să deviez prea mult de la subiect. Astăzi vorbim despre Jinxie, cunoscut ca și Fiara, Bestia, Remișor, Bulache și ocazional Butcher din serialul The Boys. Vă recomand să vă uitați. Cum v-am mai spus, Jinxie nu este câine de rasă. E corcitură. Sau cum îmi place mie să-i spun, tomberonez imperial. Și îl avem aproape de 6 ani, câteodată de ea îmi scoate ochii că țin mai mult la câine decât la ea. Dar ea nu are cum să înțeleagă faptul că Jinxie nu-mi răspunde înapoi când îl cert. El acceptă, își pune fața de miloc și devine adorabil. Ea ce face? Îmi răspunde impertinent și mai are și tupeu. Normal că o să iubesc câinele mai mult. Glumesc, evident, este iubire diferită pentru fiecare. Iar ea zice așa, mai mult ca să mă oftice. Time out o secundă. În loc de pozele pe care le pun de obicei în intermission, când fac monolog sau trag vreo concluzie, în episodul de azi vor fi doar poze cu Jinxie. Că tot este episodul lui. Hai înapoi la poveste. Țin minte că eram la birou și îmi trimite mesaje de aia pe WhatsApp. Când văd 4 poze, mi-am dat seama din prima. De aia vrea câine. Nu mă simțeam pregătit pentru asta. Tot ce trecea prin capul meu era că tot eu o să ajung să-l scot afară, să-i dau de mâncare. Hai să-mi bat picioarele. Nu aveam de ales. Trebuia să văd starea ei de spirit. Așa că ea și sună. Ce căcat faci? Ai văzut pozele? De ce crezi că te sun? Ce frumos e. Dar tu unde ești acum? Sunt la Mickey. Aha. Păi și ce mă? Vrei câine? Nu știu. Nu cred. Doar îți arătam ce frumos este. Da, nu știe. Sigur nu știe. Vrăjeală ieftină. Bă mă lași, zi, vrei câine? Mai bine vii și tu la Mickey să-i vezi pe toți. Sunt frumoși foc. Sunt mai mulți? Da. Nu pot spiritual și emoțional mai mulți. Clar, dar vin să-i vezi totuși. Bine, dăm mesaj cu adresa și vin când termin pe aici. Da, așa facem. După cum vă puteți imagina, nu aveam chef de câine. Aveam și așa foarte multă treabă. Un câine era o responsabilitate în plus pentru mine. Cu toate că mereu mi-au plăcut. Da, știți cum este. Termin treaba pe la birou și iau la pas spre Mickey. Stătea relativ aproape. Și pe la ora 6 era un trafic infernal. Nu avea rost să iau un Uber sau ceva. Ajung în zonă și urc. Hello, bună, ce faci bebel? Ce faci bebin? Așa vorbești mereu când vrei ceva. Hai, nu fi rău tăcios. Hai să-i vezi pe toți. Femeie, doar unul. Evident că merg să-i văd pe toți grămadă și da, erau adorabili. Te rupeau pe sentiment. Dar trebuia să fiu tare. Doar unul. Doar unul. Îl vedeam pe Jinxie deja. Cel mai gras și cel mai leneș dintre toți. Măi, sigură că vrei câine? Da. Te vei ocupa și tu de el? Da, evident. Nu știu de ce nu am încredere în tine. Nu, promit că eu mă ocup de tot. Sigur, sunt convins. Bine, hai să-l luăm. Vă dați seama că nu puteam să o refuz. Era îndrăgostită de Jinxie mai înainte să-i punem numele. Dar cum și eu în sinea mea mi-am dorit câine de mult, m-am gândit că poate ar fi cazul și pentru asta. Ajungem acasă și urcăm. Intrăm noi în bucătărie cu Jinxie și mă lovește brusc o întrebare simplă. Nenea, dar noi ce-i dăm de mâncare lui ăsta?
E mic încă, orez și pui fiert. Aha, unde o să doarmă? Îl punem pe hol până se obișnuiește să facă afară. Afară? Da, e pui, o să facă pipi și caca peste tot. Ce mă? Stai liniștit că îi luăm pads, îi punem pe jos, învață să facă pe ele. Hai să-mi bat picioarele. Nici nu vă puteți imagina cum făceam slalom printre pipi și caca în fiecare dimineață, pe hol și în bucătărie. Iar padurile erau jucării de rost, în niciun caz pentru nevoile lui. În prima seară, nu a vrut să doarmă singur. A trăit de aia să stea cu el în brațe până s-a liniștit. Dar imediat ce încerca să plece, începea să plângă. Ce-i drept, asta a fost doar prima seară. S-a adaptat foarte ușor. Nu a durat mult și a început să facă pipi și caca afară. Nu făcea mai deloc în casă. Dar avea tupeu și mă certa că nu-l băgam în seamă. Bulache, dacă te mai piși în bucătărie, te bat. Nu mai fă figuri la mine, că te alerg. A, ești cu tupeu? Vrei mâncare? Aha, deci înțelegi, dar faci pe nebun, nu mai vezi nimic. Hai că e simpatic. La început, nu prea îl aveam la suflet. Era câinele lui Dea, înregistrat și la veterinar. Dar nenorocitul începea să mă facă. Era prea adorabil și al naibii de inteligent, când avea interes. Nu puteam să rezist și ca bonus avea un nas pentru bani. Evident, și cum bănuiam de la bun început, tot eu am ajuns să-l scop pe Jinxie pe afară. Dea nu prea se trezea dimineața, deci trebuia eu, iar seara erau prea mulți dubioși pe afară să o las singură să plimbe câinele. Așa că nu am avut de ales, făceam mișcare. Hai, Bulache, ce tot miroși? Se plimba ăsta peste tot, mirosea ca nebun. Hai acasă să mergem, că ți-ai terminat treburile. Ăsta nimic, stângă, dreapta, să miroasă. Ce ai mă, Jinxie? Începe ăsta să tragă de lesă ca disperatul. Hai să vedem ce ai găsit, o cățea în călduri. Nu merge mai mult de 50 de metri, dacă și atâta. Și-l văd pe ăsta, găsise ce mirosea. Era târziu și nu se vedea prea bine, dar când mă uit, păreau bani. Mai exact, vreo 200 de euro. Bă, Jinxie, bă, nu cred, bă, ești nebun. Ți-ai asigurat mâncarea pe tot anul, nebunule. Dar când mă uit spre el, el mirosea o pată pe care se aflau bani. Bănuiesc că pipi de la alt câine. Lasă-mă, Bulache, că e bine. Tot așa să găsești. Nu-ți place povestea? Nașpa, închide clipul acum. Dar, dacă îți place, apasă și tu butonul de subscribe și like la clip. E moca. Uneori, mai trebuia să iasă și de ea la plimbare cu el. Dacă ajungea pe la 4 pe acasă, îl scotea repede, să elibereze presiunea. Vorba aia, de ce să chinuim băiatul? Și, cum vă puteți imagina, mai sunt și specimene dubioase mergând libere pe stradă. Apar 3 băieți și încep să aibă glumițe. Bună, de aia nimic, își vedea de treaba ei. Ce faci, fă, nu ne bagi în seamă? De aia ignora în continuare. Ale naibii pițipoance, cu javrele lor, aveți numai nasul pe sus. Dă-o dracu de zreanță, hai să mergem. Atât a trebuit. M-aș la măta acasă. Ce-ai zis, fă? Ce ai auzit, handicapatule? Vezi că te pleznesc. Hai să te văd, fătălăule. Se îndreaptă spre Dea ăștia, dar o ia razna Jinxie. Începe să-i latre, să-i mârie. O fi el mic, dar la 17 kg parcă nu ai chef de ceartă cu el. Și nici cu Dea nu-mi este rușine. Când iese nebuna din ea, știe să dea și cu pumnul binișor. Se sperie ăștia și când prinde momentul, începe să fugă spre ei cu Jinxie în lesă. Ăștia fac cale întoarță și mi-a spus că i-a alergat cam 200 de metri. Ce nebună e și ea câteodată. Într-un final îi lasă și vine acasă. Culmea e că eram acasă și eu, dar a vrut ea să iasă puțin cu el pe afară. Îmi povestește ce s-a întâmplat, eram așa mândru când auzeam ce curajos a fost Bulache. Mă, da, nici tu nu ești întreagă la cap. Da, erai și lângă bloc, de ce nu m-ai sunat? Păi, de ce? Să nu-ți dea naibii un pumn aia sau ceva. E, și tu, erau niște puști, vai morților. Da, mă, dar erau 3. Lasă că l-aveam pe Remișor cu mine, nu e frică lui de nimic. Asta așa este. Dar fii și tu mai atentă. Sună-mă data viitoare, nu mai fi nebună. Sigur. Acum că ne-am lămurit de curajul lui Jinxie, să vedem ce părere aveți și de inteligența lui. În continuare, nu avea voie în dormitor, până nu eram eu sigur că nu mai face pipi deloc. Nu puteam să risc asta, pentru că am mai comis-o odată când l-am lăsat să doarmă. Era dimineață și tot auzeam cum lătra Jinxie ca disperatul din bucătărie.
Mă trezesc eu și evident trebuia să mă uit să investighez să văd ce se întâmplă. Când intru în bucătărie, apă peste tot. În mintea mea nu are cum să fie atâta pipi. Este imposibil. Și când mă uit mai atent, curgea apa de pe țevile de căldură. Aparent, la un vecin trei etaje mai sus, îi pleznise țeava de la calorifer. I-a inundat toată casa și începuse să se prelingă la vecini. Iau telefonul, sun la administrator să oprească apa și mă uit spre Jinxie. Asta nu mai lătra. Mesajul fusese transmis. Bravo, mă, Jinxie. Mă, tu chiar nu ești prost. Strâng apa, te scot afară și după îți dau de mâncare. Ce zici? Și uite așa am ajuns la finalul poveștii de azi. Sper că v-a plăcut. Pentru mine este un episod special. Jinxie este un membru al familiei și oricât de mult mă enervează uneori, când îi văd fața aia de mocofan, ziua devine mai bună. Un cățel nu este ceva ușor. Trebuie să ai timp. Trebuie să fii responsabil pentru el. Te maturizează, chit că vrei sau nu. O viață depinde de tine. Să fii atent la nevoile lor, pentru că ei, în felul lor, au grijă de tine. Este o plăcere, după o zi grea, să ajungi acasă, să stai pe canapea cu o bere, să te joci cu fiara. Priceless, cum zicea o reclamă mai demult. Nu are rost să vă mai întreb dacă l-ați văzut pe Jinxie în videoclip, că na. Săptămâna viitoare următoarea poveste și nu uitați, dacă v-a plăcut, să lăsați și voi un like, un subscribe la canal. Hai, mersi și ne auzim când ne auzim.